Sinema, bărbatul meu, este soarele de la miezul nopții. Este omul din spatele meu. El mă împinge mereu, dă cu aspiratorul, mai fă și două oală de mâncare, mai schimbă și tu lenjeria odată la 2 zile. E bărbatul meu, e. Ăsta este, cum să vă spun, plin de fantezii. Adică când sforă noaptea, are 3 tonalități, nu deodată, ca să mă deranjeze. Și sonorul e diferit, e bărbatul meu, e. Uitați-vă la el cum e îmbrăcat. Tată, ești vis. Vis, s-a dat cu 2 litri de parfum. Sticla de parfum pe seară. E bărbatul meu, e. Este stăpânul inelelor, al femeilor. E stăpânul, ele, stăpânul. El le stăpânește. E ca un cal de curse. Ele calul. Și ele îl călăresc. Dar are probleme cu coloana, e bărbatul meu. De-aia merge un pic așa, adus într-o parte. Merge el și în figuri, a? Da, tati? M-ai înșelat vreodată? Nu, nu. Mi-a adus întotdeauna, când l-am trimis la piață, mi-a adus restul întreg. Nu m-ai înșelat. N-ai fost cu nicio femeie. Nu. Numai cu fete. Bătrâne. Cu fete bătrâne. E bărbatul meu, e bucuria mea. Uitați-vă la el. Este ca un păun jumulit. E ca un păun jumulit, că e un pic răcit. Hăciu! Noroc! E bărbatul meu, e.